Totul s-a petrecut pe drumul național 2H, la aproximativ 700 de metri distanță de poarta mănăstirii Putna. Motociclistul de 44 de ani s-a izbit într-un stand pe care un gălățean tocmai îl amenaja. Suntem aici cu comercian la venit la sărbătoarea aceasta de 15 august. Da. Și acest motociclist venind de la mănăstire avea o viteză și s-a intersectat cu o mașină de culoare galbenă. Din impact, acest om nu mai avea cunoștință, nu mai avea plus nimic și a făcut resuscitare și Dumnezeu l-a readus la viață. Atât s-a făcut toată posibilitatea. Mai mult n-am putut să facem nimic. Motociclistul este singura victimă a accidentului. El a fost transportat cu o ambulanță la spitalul din Rădăuți. Poliția rutieră face acum cercetări pentru a stabili cauza exactă a producerii accidentului.